pentru această partidă, deși el a marcat în ultimele două etape cu Botoșani și cu CSMSA și posibilitate de contraatac pentru cei de la Rapid. Buș, iată-l pe Buș, ocazie imensă, prima șansă de gol a acestei partide aparține lui Buș, o acțiune de atac purtată în mare viteză. Dinamoviștii descoperiți în defensivă la această fază, însă Buș nu a calibrat bine șutul. Foarte bine deschis jocul pentru Buș, însă...